Deci ne-am lămurit, cel puțin din cele spuse de Mihai Stoichiță, în țara asta, conform legilor, trebuie să ai un carnet de antrenor sau echivalarea studiilor din alte părți cu un carnet, ceea ce se întâmplă la finalul unor studii superioare în domeniul sportului sau unei școli profesionale în domeniul fotbalului, și anume la capătul cărora poți să ai un carnet de antrenor. Dacă nu, ar trebui să-ți Dar echivalezi. dacă vii cu licența pro din Italia aici, la revedere, nu te controlează nimeni, nu te întreabă nimeni dacă ai carnet de antrenor sau Depinde. nu. Dacă vine de inspecția Pentru muncii, s-ar că putea să da. nu. Păi, din ce spune Mihai Stoichiță, da, pentru că trebuie să echivalezi. Dacă este o lege pentru români, poate să fie altă lege pentru alții. UEFA îți spune ca să poți să fii în cadrul competițiilor noastre, UEFA, pe bancă, la diferite, nu trebuie să ai aceste specializări. Țara România spune așa, dacă tu vrei să fii antrenor de fotbal sau de orice, trebuie să ai carnet de antrenor. Cele două nu se exclud, nu se contopesc. Se adună. Nu, nu. Bă, cum nu? Îți dau un exemplu. Din Corea de Spune Sud. imediat, îți Din explic Corea de imediat. Sud, scuze, Da, stau. Din Corea de Sud, da? Când eram acolo, antrenorii principali aveau licență de antrenor principal pentru zona asiatică. Ei nu erau recunoscuți în Europa și ca nu puteau și să antreneze. antrenori principali cu Și acele nu puteau licențe. să Nu puteau antreneze. să antreneze. De exact. Acum, Federația din Corea de Așa. Sud a inclus școala federală de antrenori din Corea de Sud în programul UEFA și urmează pașii pe care UEFA îi Da. recomandă pentru Așa. școlarizare, iar cu licențele pe care le obțin acum pro, vor fi valabile în Și Europa. cu ce se bate ce spui tu, ce Că spune licența pro pro nu UEFA mai te nu întrebă. Păi nu înțelegeți, Am mai înțeles. explică tu, terminați. Am înțeles înțeles și foarte varianta bine. ta de Nu întrebare. înțeles. Nu, Ba da. po, În po să, țara noastră da. trebuie să ai carnet de antrenor. Am A, pe înțeles. asta Am e. înțeles De și asta spun. am Trebuie înțeles. să ai, indiferent că ești Bergodica. A, cum spunea, te duci și îți echivalezi. Doar că Dom'le, până zic acum nu aia, s-a fii cerut. atent, Coverciano înseamnă, dar Corect. trebuie să te duci să faci acest act. Da. Asta e la mână o De, chestie. Trebuie o adică nu e de convenție, la sine, orice de, trebuie o de convenție exemplu, între de exemplu federație și intuitiv, orice antrenor vine, Guardiola dacă vine, trebuie să meargă 2 săptămâni să confirme că Exact. Da. ce a făcut el De exemplu, campionate intuitiv, câștigate Champions League. Păi cine au fost doctori de ai noștri care erau de 10 ori mai buni ca doctori americani au sau avut francezi nevoie de și au o... Asta avut nevoie. Păi nu, e diferența cine dintre a Guardiola stabilit că și erau de antrenorii 10 ori noștri. mai buni Stai decât puțin. americani? Păi spune că Zicem erau. noi că suntem Păi români. nu, erau și nu erau A, au americani, și ei erau doctor, toți din stai liniștit. Europa. Da, Deci, hai să nu zic american, că poate ai o sensibilitate nu, pentru n-am pentru antrenorii niciunul, tăi. poți fi și O să zic pentru pakistanez Franța. și Pentru Franța. Nu, Franța să nu, o spui. Kazak și de erau de oriunde 20 de ori mai buni ca francez, cei francezi, că au plecat mii în Franța. Și era 50 diferența, de ori mai buni. Era diferența dintre Guardiola și antrenorii noștri. Exact. Și au avut Dar nevoie. ai naibii Au avut francezi, nu nevoie, veneau da, ei din Franța în rum, veneam, ziceam, noi acolo. Din dar nu cauza știi că, care că țările cine a astea sunat sunt primul. atât de proaste, cu oameni atât Păi, de eu proști, nu că ne știu. trebuiau oamenii noștri, Eu mă, cred să că la vină început să și noi oameni arate. buni să Săracii nu dăm trebuie. antrenor, eu l-am primit în momentul în care m-am calificat la Campionatul Mondial din 90. Da. Iar Între 90 și 2022, spre 3, cum suntem acum, 2023, au trecut o vreme în care lucrurile s-au reglementat în alt fel. Nu ne mai calificăm la mondiale, așa că trebuie să Da, exact, dar în schimb avem carnetul de antrenor, ce să facem? Noi trăim într-un sitcom, asta mi se pare extrem de simpatic și vesel. De exemplu, e o echipă care se numește FCSB, toți îi spun Steaua. Sau mai toți, în fine, aia doar aia care țin cu Steaua. Cine închipuiți-vă, v-am spus, asta e un exercițiu foarte. Vin niște extraterestri și aterizează aici. Aia se defectează complet, că nu înțeleg nimic. Poți să antrenezi, trebuie să ai carnet, de fapt, tu antrenezi în știi fără să n-ai nimic. În asta. E veselie mare la noi. Mare, mare. E fiecare face ce vrea. Pe banii lui. Da? Mergem mai departe. Dar vezi cum se întâmplă lucrurile astea? Că trebuie să se întâmple la FCSB, unde e mediatizarea maximă, că altfel echipe fără antrenor. Nu, dar s-a vorbit și când era Croitorul. Echipe Nu, fără s-a antrenor au vorbit. mai fost în cantonament. Dar Croitorul încă avea ceva, avea B-ul, nu mai știu, avea ceva. Poveste, s-a vorbit când era Rădoi. Dar încă nu ne adumirisem noi care nu, e dar până la povestea urmă e asta. bine că s-a ridicat problema asta, Da. că se Dar va reglementa. De ce e rău? Pintivi ce deține acum? Un fluier. Un fluier Am văzut. Care mai face așa. Și autoritatea... Și brățara all inclusiv. Autoritatea... Brățara all inclusiv. Și asta, cred. Am zic că e și de asta. lux acolo. Dar autoritatea, uite, de a conduce antrenamente conferită de patronul de la FCSB. Asta deci. Da, dar aici nu e nimic. Dar Acum. este înscris, este înscris deci la... Este înscris acum, da. 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 Exact. Și ce categorie va lua după ce se termina anul ăsta? Cum? A? Nu, carnet de antrenor. Nu, carnet de antrenor. După care probabil... Și deja în paralel și da, la B. Și la B, da. Probabil că vor comasa. A, și vorba colegiului. Ține și tabela de schimbări la meciuri. La, el la meci... Nu, ține tabela. Eram informat de chestia asta, că am...
Păi nu, ai întrebat. Am fost implicat la un eveniment în care s-a produs și chestia asta, știi? El deține funcția pe foaie sau poziție, e delegat. Da. Da. Bun. Dar deține și până acum, în calitatea lui, de facto, de antrenor principal, nu de iure, adică nu în mod oficial, deține câteva victorii. Și deține un start în acest, ca antrenor principal, de facto, încă mai spun o dată, nu de iure, deține un de cele mai bune starturi ale unui antrenor la această echipă. Deci bun, e importantă și continuare. Nu mai stă în picioare chestia cu cazul de antrenor, nu? Mi-o spui mie? Păi nu, că tot dezvoltăm subiectul ăsta de... Păi nu știu, spune statului român. Ți-l aduc un stat român în față, spune. Statul român. Nu, lasă-mă că nu e nevoie să stăm de vorbă cu statul. Păi statul român reglementează. Noi stăm la masa asta, noi patru, nu putem, că trăim în cadrul statului român. Păi, da, noi discutăm de speța asta apropo de antrenor, nu? Deci nu ne trebuie nimic. Ba da, ne trebuie. Dar cum facem că băiatul ăsta care n-are carnet, are victorii? Are un parcurs excelent, nu? Poate că și eu, fără să joc darts niciodată, te trag prima oară la aia și o nimeresc în centru, din noroc. El are totuși o experiență și ca jucător și a fost secund, cunoaște foarte bine lotul, cunoaște calitatea jucătorului acolo. Sau ar fi bine putarea... sau Ilie, poate că e bine să nu generalizăm. Poate el e un caz special care nu se repetă de fiecare dată când cineva fără nicio licență. Dar nu e același lucru care stabileam că nu face pintele echipa, că nu înțeleg. Sunt două lucruri diferite. E nevoie să ținem doar să ținem telespectatorii aproape de emisiune sau să vorbim concret niște lucruri? Nu, învârtim în jurul cozii aiurea. Fii atent. Că jocul continuă în continuare. Sunt șase diferite. Una că trebuie. Dar de ce unul câștigă? De ce unul câștigă cu același care face echipa și unii nu? Cum e posibil ca Gigi Becali, care n-are nicio licență, să fie cel mai bun dintre antrenori? De câte campionate la Gigi? El nu e antrenor. Aici vă contați. Nu este antrenor. El nu este antrenor. Este și atunci ce mai discutăm? Un om ce care decide anumite lucruri, dar nu e la antrenor. Cum să zic, fișa postului Pintilii, dacă ție ți-a zis în emisiune că nu a făcut Pintilii. Pentru ce mai discutăm? Să ne batem joc de noi? Sau ce facem noi acum? Eu asta nu înțeleg. Păi știi de ce? Pentru că în esență așa e dreptate că lucrurile, dar asta sunt mereu, lucrurile nu se regulă așa. Hai să trecem un subiect care ajută fotbalul. Nu, uite, hai să spun aceea. Uite, e interesant ce spui, dar să zic. Nu, sunt două lucruri diferite. Și aici vreau să facem o distinție între... Tocmai vreau să zic ceva, nu în acest. Dar imediat reținem chestia asta. Ca să-i spun unde e important, Pintilii. Dar eu nu zic că e important, băiatul. Una e să comunici cumva cu patronul și să spună eu vreau să joace ăla și ăla. Da. Și alta e ciclul săptămânal și procesul de pregătire a echipei. Da, sunt și adică de detectare, cum analizezi adversarul, cum pregătești jocul, ce spune el. Eu întrebarea mea și alta e că dar cu același ciclu de pregătire și același comanditar. Nu poate să fie același ciclu. Au existat alte rezultate. Nu poate să fie, pentru că antrenorul principal, chiar dacă are același preparator, poate să-l oprească să facă anumite lucruri. Și atunci forma fizică poate să fie diferită. Intensitatea antrenamentului e diferită. Dar nu ai dreptate, tu ai dreptate. Partea de echipă, ce spui și de schimbări, da, poate să o facă domnul Becali, dar forma jucătorilor, capacitatea fizică este și... Cum vă explicați că toți oamenii... Să vă întreb ceva. Cum vă explicați că toți cei care vorbesc, care au lucrat cu Pintilii sau lucrează, dar care au lucrat, deci n-ar fi obligat să spună neapărat, spun lucruri excelente despre el. Spun doi cu el... Păi și cine ceva? Nu, în fotbal de obicei să spun numai superlative. Pintilii cred că are acest dar... Ceea ce nu îmi firmă nimic ce am spus, nu anunează nimic ce am spus, are acest dar de a face în condițiile de acolo speciale, de a-i face pe jucători să poată să evolueze foarte bine chiar cu mixtiunile pe care le știm. Dar 100% are calitățile. Adică cumva jucătorii joacă și pentru el, cumva nu se supără dacă se întâmplă niște lucruri despre care îi dau seama că nu antrenorul. Acestui concept, el s-a adaptat foarte bine. Dar asta sunt lucruri diferite. Are un talent, are o vocație de a comunica, de a sta de vorbă, de a îmbrățișa la propriu. Poate mai mult de la fiecare jucător în parte. Asta spun toți despre... Și a diferențiat lucrurile. Adică, fost bucurie, că spune cu bucurie. Nu știu dacă va funcționa a la nou. Nici eu nu știu, a la short, ca să zic așa. Funcționează, a la curt, adică scurt, funcționează. Eu știu ce spui. Deci asta. Să-l ascultăm pe companiu, ca să ieșim din acest fundător. Nu, n-am băgat eu. Ei s-au băgat făcând aceste lucruri pe care nu le vezi în alte țări. Sau nu le vezi atât de des. Există excepții. La noi tind să devină ușor, ușor niște reguli și niște...
cum să spun, un fel de a fi paralel cu, cu legile. Știi că... Și cu regulamentele. Asta se poate întâmpla numai la noi. Și îți explic și de ce. Pentru că vorbim totuși de o societate care nu există niciun fel de principiu, mai ales în domeniul ăsta. La modul că n-aș vedea un club important din Europa să pună un antrenor fără licență. N-ar da responsabilitatea unui om fără experiență să joace cu destinele clubului și cu dragostea suporturilor față de club. Niciodată. Asta se întâmplă numai aici. Nu mă interesează Bulgaria, nu mă interesează, nu sunt exemplu pentru mine, zona asta. Pentru mine este top 5, top 5 campionat din Europa. Nu se întâmplă așa ceva. Nu există așa ceva. Și ca să terminăm cu subiectul ăsta, deci dacă se va întâmpla ca FCSB să câștige campionatul, cu Pintili. Cu Pintili și cu Gigi la, așa cu, cum se spune, la... La butoare. La, nu la butoare, că mie îmi place. Gigi să aibă, el să munte, să facă orice, să controleze tot și să decide tot, este inimaginabil. Da, este o chestie care, este o chestie care ar trebui să dai nouă de gândit. Uite că se poate și cu cineva care... Doar investește și... Reconsidere aportul antrenorului principal în obținerea succesului, în condițiile astea. Sau avem parte de un geniu. Că puteți să admite și asta, nu? Da. O să luăm o pauză, dar nu înainte de a spune, după tot discursul ăsta bun, fundamental. Păi, e o societate fără principiuri care va să zică că nu le are. Să luăm, doamne, asta e. Omul ăla a fost... Omul ăla, cumva ar trebui să-l clonăm, să mai vină și astăzi, să-l reînviem, să ne mai spună ce-i cu noi. Că poate așa îl credem. Caragele, mă refer. Ăștia sunt, frate. N-am evoluat un gram. Fine, în anumite zone, în altele, da. Deci n-ai cum la Man United să pui sau la... Am dat Man United așa că ascultam o știre de parcursul uluitor al lui Ten Hag, acum cu nu știu câte victorii. 73. Da, da, da. În sfârșit. N-ai cum să... La Real Madrid sau la Barcelona? Sau nu ai că... Punem nu, nici. Unde vrei? Hai, spune unde în Franța. Dăm un exemplu din Franța. La Lyon. Aia nu, prea sus. Da, altul. La Châteauroux. Châteauroux? Nici acolo nu se... luăm o pauză și la sunăm și pe companiu după. Și mai vorbim și despre altele.